Toți bugetarii ar putea fi obligați să se testeze periodic sau să se vaccineze anticovid. Premierul a declarat că va propune coaliției cele două variante. Obligativitatea vaccinării poate fi o soluție pentru eșecul campaniei de imunizare. Și mergem acum, doamnelor și domnilor, la Vasile Marcu. Vasile are mai multe informații. Bună seara! Când ar urma să se ia o decizie în acest sens? Așteptăm să vedem dacă opiniile specialiștilor pe care le vor discuta astăzi în coaliția de guvernare sunt suficiente pentru luarea unei decizii. Însă premierul spunea încă de la intrarea în ședință că el își dorește o testare obligatorie a funcționarilor publici, a celor care intră în contact direct cu populația, fie că este vorba despre profesori, polițiști sau cadre medicale, iar dacă nu vor să se vaccineze, atunci ar trebui să-și plătească singuri aceste teste, pentru că, spunea Florin Câțu, statul le pune la dispoziție vaccinare gratuite, vaccinuri gratuite, și dacă refuză, atunci trebuie să plătească și ei. Așteptăm finalul ședinței de coaliție ca să vedem dacă vin cu un proiect de lege, dacă s-au înțeles asupra acestui proiect și dacă în perioada următoare fac și pași concreți în direcția lui.